Câteva clipe de neatenție ar fi putut fi fatale unui hunedorean în vârstă de 39 de ani angajat al fabricii Marmosim din Simeria. Bărbatul a fost prins între fiarele unui motostivuitor și paleții transportați de acesta și s-a ales cu picioarele zdrobite. În cursul după amiezii, după ce medicii de vene au constatat că au dificultăți în a opri hemoragia intensă în zona femurului fracturat, victima a fost preluată de un elicopter al MEAI și transportată la o clinică din Timișoara, unde va fi supusă unor noi intervenții chirurgicale. Am preluat un pacient traumatizat de la Spital Județean Deva, în stare stabilă, după ce s-a intervenit chirurgical pentru a stabiliza, îl transportăm la Timișoara. Ce anume a suferit? Un accident, un șoc hemoragic, o plagă sângerând, o leziune de arteră, am înțeles, care a fost rezolvată chirurgical la Deva și acum îl transportăm pentru fractura pe care o are la Timișoara. Este sedat, este pe ventilator, comă indusă medicamentos. Împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă rămân să fie stabilite de către conducerea Marmosim, deoarece, conform legislației în vigoare, Inspectoratul Teritorial de Muncă nu poate interveni decât în caz de deces. Accidentul este cu incapacitate temporară de muncă în momentul de față și, conform legislației, a fost comunicat de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă. De îndată urmează ca angajatorul să facă cercetarea acestui eveniment, să stabilească cauzele, vinovații. Să sperăm că nu se întâmplă nimic mai grav. Anul trecut, un număr de 11 hunedoreni și-au pierdut viața în urma accidentelor de muncă.